seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic, iar invitata mea în această seară este Camelia Stanciu, avocat. Bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit în casă nouă! Aveți o locație foarte frumoasă și sunt super încântată, mă simt foarte bine, mulțumesc de invitație! Cu mult drag, ne bucurăm că vă place la noi! În această seară, sunt puțin răcită. În această seară am decis împreună să discutăm despre divorțuri și despre cererile accesorii divorțului, pentru că divorțurile sunt jumătate din cazurile în care s-a constatat că jumătate din cuplu se despart. Și atunci e un subiect la ordinea zilei, dar sunt și multe situații mai puțin obișnuite, mai ales atunci când, de exemplu, sunt plecați, unul dintre părinți e plecat în străinătate. Sunt multe lucruri de care copilul are nevoie în momentul în care familia decide sau soții decide să divorțeze și trebuie să știe fiecare ce drepturi are, ce posibilități are. Da, în general, divorțul e o dramă. Deci nu este o fericire, dar cu atât mai mult cu cât acum unul din părinți fie lucrează în străinătate, fie locuiește în străinătate și este nevoit să-și ia și copilul cu el sau îl desparte de celălalt copil. Deci sunt niște situații mai deosebite, tocmai prin faptul că nu toată lumea mai locuiește acum în România. Am ales împreună acest subiect pentru faptul că am observat că tot mai multe cereri de stabilire locuință minor, de exercitare exclusivă a autorității părintești sunt pe rolul instanțelor. Eu cel puțin am foarte multe procese cu acest subiect, iar acestea sunt niște cereri accesorii divorțului, pe care chiar dacă partea nu le cere, instanța este obligată să le soluționeze, având în vedere faptul că există un interes superior al minorului, care trebuie respectat. Deci, în momentul în care se formulează o cerere de divorț, obligatoriu, dacă există copii minori, trebuie să se solicite și stabilirea locuinței minorului, deci la care din părinți va locui în continuare, să se stabilească dacă autoritatea părintească se exercită în comun, asta însemnând că ambii părinți să aibă o contribuție atunci când se iau hotărârile esențiale. De exemplu, la ce grădiniță merge copilul, la ce școală îl dăm, ce pregătire să facă copilul, la ce liceu îl înscriem. Deci părinții trebuie să se consulte la hotărârile astea care sunt esențiale în viața minorului sau în situația în care unul din părinți neglijează cu rea credință minorul, celălalt părinte poate să solicite instanței ca să exercite autoritatea părintească în mod exclusiv, adică să poată să ia singur hotărârile. Pentru că am înțeles, eu nu mai am copii atât de mici, dar am înțeles că și la grădiniță, dacă îl înscrii, îți trebuie și consimțământul celuilalt părinte. Ca atare, având o hotărâre în care instanța a stabilit că autoritatea părintească se exercită exclusiv de către unul din părinți, nu mai e nevoie de acest consimțământ din partea celuilalt părinte. De asemenea, o altă cerere accesorie divorțului se referă la numele dobândit în timpul căsătoriei și numele cu care va rămâne fiecare dintre persoane. Vreau să vă spun că în special femeile iau numele soțului. Când se căsătoresc. Când se căsătoresc, da. Iar când divorțează, unele vor să-l păstreze. Da, fără acordul lui nu puteți să faceți asta. Decât dacă faceți dovada în instanță că sunteți o persoană cu o notorietate, o vedetă sau v-ați făcut cunoscută cu acel nume, în meseria. În meserie, în cercetare științifică, în presă. Deci faceți dovada că sunteți cunoscută cu acest nume și atunci instanța îl poate obliga să fie accepte. De acord, să accepte, da.
Trebuie să spunem telespectatorilor că pot să adreseze întrebări. Este afișat numărul de SMS și pe Crol 0766-314582 dacă aveți întrebări legate de cererile accesorii ale divorțului. Și că tot vorbeam de faptul că divorțul nu este o fericire, într-adevăr, dar de foarte multe ori este o soluție în familie, pentru că să nu uităm că există și foarte multe cazuri de violențe intrafamiliale și care unele duc până la omor. Și atunci, decât să se ajungă la asemenea violențe, la omoruri, Doamne ferește, plus că copiii suferă foarte mult exact. Când trăiesc într-un mediu da, în primul rând este violent. Vorba de o traumă care se instalează chiar dacă este vorba doar de violență verbală. Deci copiii care trăiesc în asemenea condiții vor fi clar niște adolescenți și niște adulți cu probleme. Deci n-au cum să nu-și pună. Și atunci mai bine că soluția să fie divorțul. Ziceam să insistăm asupra situațiilor în care trebuie să se stabilească domiciliul minorului în străinătate, cu unul din părinți care locuiește deja da, acolo. Sunt foarte deci multe au fost cazuri. Situații în care, în urma unor anchete sociale pe care instanța le dispune acolo, deci am avut situații în care locuiau în Spania, în Italia, s-a făcut acolo o anchetă socială, autoritățile de acolo au stabilit clar în ce condiții, dacă mama sau persoana care, dar în general mama a fost tați niciunul, dacă au condiții să crească minorul, dacă este înscris la școală sau îl poate înscrie la școală, și atunci se poate stabili clar locuința minorului acolo cu părintele care locuiește deja și după ce instanța se convinge că are condiții să-l crească și să crească normalitatea acolo. Asta înseamnă și o colaborare între state pentru că da, da, există un cerând formular tip care se trimite de către instanța acolo și se completează, se stabilesc state pentru că vă dați seama, instanța trebuie să, atunci când ia o hotărâre în ceea ce privește viața minorului, trebuie să se asigure că el va locui în condiții bune, că are cu ce să-l întrețină părintele căruia îi se încredințează și atunci e nevoie de asemenea formalități. Au mai fost și situații în care părintele rămas în țară a fost de acord că mama care locuiește în străinătate are condiții să-l crească, știa, am dovedit cu martori că are condiții foarte bune și că deja era copilul acolo înscris la școală și instanța a dispus stabilirea domiciliului fără ca să mai fac anchetă socială autoritățile de acolo. Mai există o problemă despre care ar trebui să știe toată lumea. Foarte mulți consideră că nu pot să-și ia copilul în străinătate dacă celălalt părinte nu este de acord ca să treacă granița, deci să îi se facă pașaport copilului sau... Vreau să vă spun că suntem salvați cu toții. Instanța poate să oblige părintele care nu este de acord să-și dea consimțământul să se fie întocmească pașaportul minorului și să poată să treacă, fie să suplinească acest consimțământ printr-o hotărâre judecătorească și puteți să vă luați copiii dincolo, cei care locuiți în străinătate și părintele celălalt nu este de acord. Deci fostul soț sau soția nu este de acord să-și dea consimțământul pentru ca minorul să plece dincolo. În situația în care el are deja stabilit că urmează să rămână la părintele da, care de chiar, fapt da, este... Bineînțeles, bineînțeles, dar chiar dacă... Deci cu hotărâre de încredințare nu puteau să-și îl treacă decât pentru că la pașaport este nevoie ca să întocmești un pașaport minorului, este nevoie de consimțământul ambilor părinți. Și atunci era clar că nu se putea. Ei,
Există o acțiune care se poate face în instanță prin care să se suplinească acest consimțământ al soțului, al părintelui care nu își dă acordul. Și să, da, bine, trebuie dovedit că pleacă acolo pentru că fie are o locuință în care să stea, fie că pleacă într-o vacanță, fie că sunt care vor să plece pur și simplu în vacanță. Și atunci este clar că nu poate fi împiedicat nimeni să-și ia copilul în condițiile în care s-a stabilit poate chiar locuința cu mama, care mama între timp a plecat în altă parte, deci este... Da, e un lucru bun că da. În sfârșit era o lacună legislativă. Da, bine, în cazul acțiunea, ăsta. Să știți că eu am avut pentru o fetiță care era în Japonia o an de zile, cred că în 2002 sau 2003. Deci ca să poată să plece, tatăl ei, deci mama se recăsătorise în Japonia cu un bărbat și urma să-și ia fetița pentru că o avea încredințată în urma divorțului, iar tatăl ei nu era de acord. Cred că în 2002 sau... Și am făcut o acțiune în care instanța a decis că poate să plece și l-a obligat să-și dea consimțământul pentru întocmirea pașaportului. Deci, bun, și îl obligă, adică îi spune că trebuie să facă adică, asta. Adică nu. Sau pur și nu, simplu... pur și simplu suplinește. Prin această hotărâre se suplinește consimțământul lui. Deci instanța stabilește că se poate face pașaportul fără ca el să vină să-și dea consimțământul în mod expres. Pentru da. Că era asta o modalitate de a fie de a cere niște bani. Deci, da. Îmi spuneau bietele că trebuie să dăm prea mulți bani. Îmi cere nu știu cât ca să vin să-și dea consimțământul. Da, vă dați seama. Și atunci... Adică și-a dat consimțământul ca respectivul copil să fie crescut de mamă, dar nu e de acord să plece cu mama acolo unde ea locuiește. Da, da. Bine... Sau de tată, poftim. Da, foarte mulți. Poate și spun, invers. Domnule, păi eu vreau să-mi văd copilul și există și posibilitatea de a face un program de vizită. Părintele care nu locuiește în mod constant cu minorul poate să-l viziteze. Și dacă nu este o înțelegere în ceea ce privește programul, poate instanța să stabilească un program de vizită care de obicei este, dacă minorul este în apropiere, în fiecare weekend sau în vacanțele de primăvară, de vară, în vacanța de iarnă, de sărbători. Eu știu, dacă este foarte mic, de obicei se stabilește ca să fie văzut, să fie vizitat la domiciliul mamei. Iar dacă este în străinătate, trebuie să se înțeleagă și fie să îl ia o perioadă în țară, la locuința părintelui rămas în țară sau depinde cum se înțeleg. Este bine să existe o înțelegere din acest punct de vedere pentru că pentru un copil părinții sunt la fel, adică sunt iubiți de copil la fel de mult și este firesc să-și vadă și părintele cu care nu locuiește în mod constant. Deci trebuie să existe o înțelegere pentru că altfel, dacă părinții nu se înțeleg, au fost situații în care au putut să-și viziteze copilul cu ajutorul executorului sau al poliției, ceea ce este o traumă pentru copil, deci nu poate să fie ceva bun pentru el. Categoric, aceste neînțelegeri afectează exact. Și după, și în timpul căsătoriei și după ce apare exact. Divorțul. Exact. Și... Toate problemele care există între adulți trebuie să fie ținute la distanță în ceea ce privește copiii. Deci ei nu trebuie să fie părtași la toate discuțiile, toate, eu știu, neînțelegerile. Chiar zilele trecute am văzut în sală, era un divorț în care spunea una din părți că
mama își învață copilul să vorbească urât despre tată, să... Deci lucruri foarte, foarte urâte. Trebuie să existe o înțelegere. Copiii, pentru copii, părinții sunt pe același piedestal, nu trebuie să... ei trebuie ținuți la adăpost de toate mizeriile astea, ca să zic așa, pentru că, na, un divorț nu este o plăcere, dar, cum spuneați, este o soluție, Este o soluție de multe câteodată. ori. De Este multe o ori. soluție, da. Da, Într-adevăr. cam... Și să discutăm și de situația în care bunurile care revin copilului după căsătorie intră în discuție, după divorț, atunci când părinții decid să-i dea ceva sau să-i lase moștenire, pentru că fiecare dintre părinți se căsătorește și automat se pune problema bunurilor comune între soții, Da. alții decât părinții lor, adică fiecare părinte are bunuri comune cu un alt soț, respectiv Ideea soție. este că partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei se face doar între soți. Copiii moștenesc doar după ce părinții nu mai sunt. Deci nu intră în discuție ca ei să primească ceva la... A, că se ține cont atunci când se face partajarea și, de exemplu, se atribuie apartamentul în care au locuit mamei pentru că are în întreținere minorul, i s-a încredințat și minorul. Și atunci este normal să se stabilească locul unde vor locui, unde vor sta împreună, este firesc, dar în niciun caz nu se fac împărțeli și copiilor, deci în timpul nu. De exemplu, uite, este o problemă care ar trebui știută, că atunci când părțile locuiesc într-un apartament cu chirie, se poate atribui beneficiul contractului de închiriere unuia dintre soți și de obicei tot celuia care are și copii în întreținere, evident, de obicei mamelor. Deci trebuie cerut și ăsta la divorț. Deci dacă, bine, la noi nu prea, dar în București, de exemplu, cum toți locuiesc aproape, sau mă rog, majoritatea locuiesc cu chirie, și divorțează, beneficiul contractului de închiriere trebuie să-l obțină cineva, nu pot să rămână în Amândoi. continuare în... Și atunci instanța stabilește în funcție de minori, dacă sunt, în funcție de probele din dosar, cui să-i revină acest beneficiu al contractului de închiriere. Avem un mesaj, am copilul la tată și nu mă lasă să-l vizitez, deși avem program de vizitare. Ce trebuie să facă? Cu poliția, cu executorul judecătoresc, el trebuie să înțeleagă că este obligat să respecte o hotărâre judecătorească. Dacă nu o respectă, atunci poate fi făcută o plângere pentru nerespectarea hotărârii judecătorești și este o plângere penală. Deci trebuie să înțeleagă că există un program. Cum îl are, nu spune cum are programul de vizită. Nu, nu, nu. Adică e un program pe care l-a stabilit la domiciliul tatălui, deci la domiciliul fostului soț, sau să ia copilul, depinde dacă ce fel de program are, dar indiferent cum este, pentru nerespectarea hotărârii judecătorești poate să-i facă o plângere penală. Sau poate să se ducă foarte frumos să-și execute hotărârea cu executorul judecătoresc, cu poliția, așa cum se face, da. Nu e exact ce spuneam adineauri, nu este frumos pentru copil, nu este o normalitate. Deci Avem aici o precizare. Pot să iau copilul la mine, dar când merg acolo nu-i găsesc acasă. de special nu stau acasă Nici n-ai pe știind că cine să execuți, existe. adică poți să vină și cu poliția că Da. nu-i găsește. Dar spune cât timp o să le ia pentru o Nu. zi, o seară, 2 zile sau Poate o oră, revine două, dacă revine, telespectatorul. da, e ce să spun, fără cuvinte,
E foarte urât ce se întâmplă. Bună seara, vreau să o întreb și eu o secundă. Bună seara, vreau să o întreb și eu pe doamna avocat, e altcineva. Da. Eu am o fetiță în grijă de la 2 ani și instanța i-a dat înștiințare să plătească pensie probabil fostului soț, suma de 430 ron pe lună, iar din iunie anul trecut nu mi-a mai plătit nimic. I-am făcut plângere și am avut procese cu el, dar în lipsa lui, ce aș putea să mai fac? În lipsa lui s-au judecat în lipsa lui, înțeleg. El este în străinătate, iată, stați o secundă că s-a... Așa, ce aș putea să fac? Mari Becheanu. Deci a făcut plângere pentru abandon de familie, bănuiesc, pentru că asta este o plângere penală pe care o puteți face. Faptul că este în străinătate nu împiedică organele de cercetare să-l caute și să-l aducă, pentru că acum suntem în Comunitatea Europeană, se poate emite mandat, deci nu... Deci normal... Pentru proces? Adică da, sigur că da. Deci neplata cu rea credința pensiei de întreținere mai mult de 3 luni de zile... E faptă atrage, penală. Da, sigur că da. Este, atrage după sine o plângere penală făcută pentru abandon de familie. Așa se numește plângerea. Ei... îi faceți o asemenea plângere și organele de cercetare trebuie să-l caute și să-l găsească și să-l aducă în țară să fie cercetată fapta, adică nu există că pleacă și oricum trebuie să știți probabil cam pe unde, în ce țară este, dacă sunt... Cam greu. E greu, așa? Știu, e un tată care a fost greu de găsit un tată în România, pentru că ieșise la pensie și plecase din localitate, în alt județ. E greu dacă nu se vrea. Da, pentru că răspunsul de la casa de pensie a zis, nu este în baza noastră de date. Dom'le, e pensionar. Păi da. În România. Deci știu, eu știu ce spune doamna, am avut și eu o situație din asta... Chiar ne-am luptat așa cu morile de vânt până când și încă nu este soluționat complet. Vă înțeleg, dar nu este normal. Adică ar fi trebuit, probabil nu spune doamna dacă a făcut această plângere penală. Este singura modalitate de a-i face să plătească și să... Și la propriu, adică să plătească suma, dar să și plătească pentru faptul că nu se interesează de copii. Adică... Da, am să caut mesajul să vedem dacă se referă la o plângere penală. E mai greu pe telefon, din păcate. Cred că altă plângere nu văd ce ar fi putut să facă și nu văd unde. Ca să facă o acțiune, să-i plătească din urmă, nu. Pentru că ea este executorie. Nu. Și... Mai ales dacă el nu e în zonă, nu... Iată că revine persoana cu amănunte, a fost în țară și nu au făcut nimic. L-a căutat și i-am făcut plângere penală, da. Da. Și nu i-a făcut nimic. Nu. E fără cuvinte, ce să spun. Eu... Se întâmplă frecvent și asta, dar altă soluție nu aveți la această... E singura modalitate de a-l face să plătească, exact cum spuneam. Insistați la organele de poliție, reveniți cu... În ce zonă o fi oare? Motru, Mătăsari, nu spune. Ok. Deci oricum insistați că până la urmă trebuie să se întâmple, să-l caute și să-l facă, să plătească. Sunt foarte mulți care sunt condamnați și vreau să vă spun că... Și condamnarea pentru asemenea faptă ce presupune? Adică... Ca orice altă... Pușcărie? Da, dacă este la prima abatere și omul plătește, atunci primește sub supraveghere, că nu mai este cu suspendare, sub supraveghere. Deci se face pușcărie pentru asta? Da. Deci de pe vremea lui Ceaușescu așa a fost și așa a rămas. Pentru că după ce că este vorba de 400 de lei... Mai avem o precizare. Mi-au respins dosarul la Motru și la Poliția Dragotești. Cum să respingă? Chiar nu înțeleg. De ce să respingă? Înseamnă că, nu știu. Poate că nu l-a formulat pe temei legal, n-a pus toate virgulele și atunci s-a considerat că... Decât domnule...
Nu mi-a dat pensia. Da. Achită pensia de întreținere de mai mult de 3 luni, deci nu avea altceva ce nu să nu trebuia fac. Să apeleze la un avocat pentru asta, nu? Nu, pur și simplu nu, nu, să nu. Facă o sesizare la poliție că nu i s-a achitat pensia. Da, ce să spun, eventual să își lase un număr de telefon ca să... Că... Sunt, să putem învăța mai multe așa în direct. Da, zice că i s-a justificat că nu este de rea credință, că ea nu poate dovedi reaua credință. Extraordinar! Păi rea credință este dacă nu plătește, să dovedească el că nu este rea credință și că nu are alte motive. Nu există așa ceva. Deci nu trebuie să dovedim noi reaua credință. Deci faptul că nu plătește este clar rea credință. Dacă el spune că sunt altele motivele pentru care mă înspăimântă, deci altele pentru care nu poate să plătească, el trebuie să dovedească că nu este cu rea credință, că are alte motive, ori nu. Da, e interesant de văzut cazul de aproape, pentru că e curios modul în care, dacă într-adevăr poliția a făcut verificări și a constatat că nu era credință. Păi, da. Cum să constat așa ceva? Nu știu ceva? Dacă e în măsură ce? Poliția să aducă probe pentru exact. Cel deci acuzat. Deci face probe pentru doamnă. Nu. Da, nu, refuzăm să ne deci... gândim la asta. Da. Da, e interesant de văzut cazul. Dacă ați primit o rezoluție de genul ăsta, că probabil au clasat dosarul pentru faptul că nu este cu rea credință, se poate ataca în instanță. Deci poate să facă plângere în instanță pentru... Împotriva cui? Împotriva actelor, soluției date de procuror. Sigur de procuror, că da, da? Da, sigur că da. Se poate face în 20 de zile o plângere împotriva și atunci instanța va aprecia dacă a fost corect făcută cercetarea sau ba. Bun, dar poate să vină părintele cu pricina să zică, bă, i-aș da, dar nu prea am. Asta se consideră nu că nu este așa ceva, este o hotărâre, exact ce spuneam, care trebuie respectată. Deci e o hotărâre judecătorească, e vorba și așa de o sumă foarte mică, ce să faci cu 100 de euro pentru un copil? Probabil doi care... copii. Pentru doi copii 100 așa de euro, vă dați seama, înțeles, da. După ce că este foarte puțin. Adică cum să nu... Să-l absolvi pe ăla și bine, te-ai plătit. Bine, nu știu sigur dacă sunt doi copii. Da, nu contează. Mă rog. Unu, doi, e tot e puțin și atunci nici măcar atâta în condițiile în care în străinătate se pune atât de mult accentul pe minori, pe să aibă, rămân nevestele cu copiii în casele lor, bunuri proprii. Deci nu-i scot afară ca să poată să crească niște copii în care să trăiască în condiții bune și la noi. Deci nici măcar auzi 200-400 de lei și nici pe aia să... Și spui că nu e cu rea credință, păi atunci. Dar cum poate dovedi cineva că nu a dat dovadă de rea credință, ci sunt ei, alte motive? De care exemplu, ar putea fi exemplu, motivele eu așa-l văd. Credibile? De exemplu, dacă ar fi paralizat. Și da, nu poate cineva munci. E paralizat în pat, e asta, ok, nu de rea credință, nu muncește ca să vă dea... Dar așa, dacă omul e bun de muncă, e mai și e prin străinătate, lucrează pe acolo sau fură, nu știu ce face, păi cum să nu-și plătească, să nu-și da, spune telespectatoarea că are doar o fetiță cu el, deci da, are da, doi da. Copii, dar numai unul e făcut cu el, că e plecat în Anglia, a avut și avocat, tot degeaba, el este plecat în Anglia și am aflat unde lucrează. Oh, dacă a aflat unde lucrează... Așa... Este perfect. Deci mai întâi faceți o majorare de pensie de întreținere și dați acolo adresa, pentru că instanța trimite acolo și lucrează. Află veniturile lui. Deci în primul rând asta și în paralel, deci reveniți la plângere. Nu știu în ce fază sunteți. Oricum cu zice ea. Că dosarul a fost clasat. A fost clasat și a făcut plângere împotriva soluției de clasare. Probabil că plângere dacă sunteți în termenul ăla de 20 de zile. Dacă 20 nu, de zile de la soluționarea de la data dosarului. Când a primit. Dacă și dacă nu, nu, poate să revină pentru următoarea perioadă care este. Deci nu e o problemă. Oricum da? Bănuiesc că nu mai plătește de vreo... Ceva. 2-3 luni. Nu rețin. Da.
Și... De 2 ani, așa nu. Am o fetiță în grijă de 2 ani, a spus că o fetiță, instanța i-a dat înștiințare să plătească pensia alimentară, suma de 430 de lei, iar în iunie anul trecut nu mi-a mai plătit nimic. Din iunie anul trecut, da. E mai mult de un... A, nu, o jumătate de an, cam așa. Chiar mai mult. Da, da, da. Deci se poate face plângere și... Să mai lase, să mai treacă două, trei luni, da? Oricum nu-i plătește și revine cu plângere, cum să nu. Și face un dosar nou, nu? Exact, o chiar dacă plângere, acela dacă... a fost clasat. Da, și face dovadă de... dacă lucrează acolo, păi cum, dacă el lucrează, care era o credință? Adică, care e buna credință? Care e buna credință, da. Dacă el mai ales lucrează acolo. Dar neapărat o acțiune de majorare pensie întreținere. La veniturile pe care le are, dacă dumneavoastră știți unde lucrează, e perfect. Dați adresa la instanță, nici nu trebuie să faceți... Și instanța trimite acolo adresă... Dar pentru asta trebuie să știe exact adresa, da, firmei la care știe, lucrează, da. Să aibă carte de muncă, să fie angajat oficial? Ei, dacă știe... Că dacă lucrează la negru... Ei, mă gândesc că nu se întâmplă. Mă gândesc că măcar pe acolo nu s-o întâmpla așa ceva. Da. Da, este, este o problemă, da. Asta cu... Mai ales când sunt plecați în străinătate, că așa prin țară îi mai găsești, cât de cât, dacă acum ai noroc. Acum, ca să fac o glumă așa, cred că plângerile astea penale de abandon de familie s-ar rezolva mult mai bine dacă ar fi mai multe femei polițist. Că bărbații între ei nu prea aș... Se mai acoperă. Da, se mai glumesc. Deci pentru... Da. 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 De asemenea, sunt și multe situații în care copiii sunt între cei doi părinți, între drumuri, se bat părinții pe mingi ei, fiecare, ping-pong, da... Fiecare își dorește să-l aibă lângă el. Unul îi cumpără cățel ca să știe că îi plac căței, celălalt îi dă voie să facă ce vrea sau, eu știu, nu-l ceartă sau lasă să se destrăbăleze. Ajunge copilul vânător, da, de recompense, cum ar veni. Da, și, sau și chiar profită de asta. Primește bani pentru ca să, eu știu, să-l aprecieze mai mult pe unul din părinți sau... Sau să stea cu el. Sau să stea cu el și atunci, da, nu e, o, nu e un mod de a crește bine. Da, acum, sigur că din iubire pentru ei facem orice. E, cel mai frumos este să existe o înțelegere și copiii să nu vadă decât... Eu știu, armonie, chiar dacă nu s-a putut să n-a rezistat căsătoria prea multă vreme. Nu știu despre ce ar trebui, eu știu ce ar mai fi, mai vor ceva, mai scriu ceva telespectatorii pe acolo, ar mai vrea să, da, să afle ceva. Cu drag le răspundem, dar... Da, avem pe cineva care întreabă de la ce vârstă, nu știu de ce, credeam că e o informație destul de cunoscută, de la ce vârstă copilul are dreptul să-și decidă soarta, probabil să aleagă cu care părinte de la rămâne. 10 ani este întrebat în instanță, dar dacă instanța consideră necesar, îl poate asculta și mai devreme. Deci dacă instanța din probe, din declarațiile martorilor, eu știu, are anumite îndoieli în ceea ce privește, eu știu, relația părinților cu copilul sau are neclarități. Poate să-i întrebe și sub această vârstă, dar obligatoriu, de la 10 ani, copilul poate să spună. Dar vreau să vă spun că nu este esențial răspunsul copilului. Deci nu instanța... Da, ține cont, dar nu este esențial că dacă minorul a spus că vrea să rămână cu unul din părinți, instanța îi și stabilește locuința acolo. Instanța va ține cont de toate probele care se administrează în dosar. Deci ele coroborate, declarații de martori, interogatorii în ceea ce privește, eu știu... aceste cereri accesorii și apoi hotărăște. În orice caz, esențial este interesul superior al minorului.
Deci acolo unde este lui mai bine și unde consideră instanța că din toate probele a rezultat. Că de foarte multe ori chiar copilul este învățat de unul din părinți să spună anumite lucruri, dar vă dați seama că instanța ia, eu știu, undeva în birou, într-un loc unde e în fața judecătorului și din discuții, fără, bineînțeles, fără ca părinții să fie de față și din discuții, bineînțeles că își dau seama care este adevărul și atunci, sigur că indiferent de ce spune copilul, instanța va stabili ce e mai bine pentru el. Am avut situații, să știți, o singură situație de când sunt eu avocat, în care niciunul din părinți nu au vrut copilul. Da? Deci există. Nu l-a vrut nici mama, nici tata. Nici mama, nici tatăl. Și mama era plecată pe undeva și stătea la o bunică. Bunica era oarecum terorizată de el copil pentru că avea mai mult de 10 ani și era deja năzdrăvan, nu mai putea să-l... Iar taicăsul nu l-a vrut. Și vă dați seama că până la urmă a revenit și i-a fost în credința mamei. Dar a fost o situație foarte, foarte ciudată. Mi-amintesc chiar așa, tensiunea din sală și judecătorul care, adică, nu, chiar nu știa... Ce să deci facă? Toți am fost șocați. Când a întrebat cine vrea copilul ăla, nu, da, ăla, da, nu. Da, da, toți am fost șocați că nu... Adică mai există și situații din astea. Și să știți că instanța poate să încredințeze minorul și... Rudelor apropiate. Și rudelor în situația în care consideră că este mai bine pentru el. Poate bunicilor, mătușilor sau, mă rog, în anumite situații, vă dați seama, sunt situații extreme, limită, nu... Am întâlnit și eu un caz în care soții s-au despărțit, erau doi copii, au fost copiii când la mamă, când la tată, până când instanța, sau, mă rog, s-a stabilit la cine rămâne apartamentul, după care nu s-a mai putut nimeni pe ei. Unul dintre copii chiar a dispărut, efectiv, nu se știa unde este, a plecat, da, și a luat lumea în cap. Și părinții la instanță, în loc să se întrebe unde e fata, se întrebau cum împar bunurile. Și judecătorul chiar asta i-a întrebat, eram în sală, frate, dar copilul ăla de chiar nu vă interesează pasă, unde da. E? Adică vă interesează doar bunurile pe care le aveți de împărțit, dar copiii nici nu vă interesează măcar unde sunt? Nu mai vorbim care îl luați. Deci sunt situații de... Nu-ți vine să crezi în lumea asta. Viața bate filmul. Cum da, e? Într-adevăr. Pe cuvânt. Nu zic că și în străinătate, nu numai la noi se întâmplă minuni de astea, dar... Da, probabil că peste tot sunt oameni care își doresc copiii cu ardoare și nu iau și alții care au mulți și nu au grijă de ei sau îi tratează... Sau puțin, chiar dacă au, dar chiar da. Nu-i interesează la divorț că poate da, și-ar dori da. Să-i aibă lângă ei. Dar foarte, foarte multe cazuri sunt în care tații de obicei nu și-a achită obligația de întreținere. Deci chiar acum majoritatea au plecat în străinătate, nu se știe unde anume locuiesc, unde sunt, nu își lasă adrese, nu își lasă locuri de muncă și pur și simplu bietele femei își cresc copiii cu... temir ce. Deci nu, e chiar complicat. Sunt și situații din astea complicate cu... Nu știu ce ar mai putea să fie de interes. Da, avem în continuare de la aceeași persoană care spune părătul este în Anglia, nu știm adresa. Deci doamna care... Știe că lucrează, da, în Anglia, dar nu știe unde, deci n-ai unde să-l citezi. Nu. N-ai unde să-l citezi, n-ai unde să trimiți solicitare de majorare de pensie, instanța dar nu dacă are. Știe unde lucrează, am înțeles.
Păi știe că e în Anglia doar. A, nu, nu. Eu am înțeles că știe unde anume, la ce firmă lucrează, da, da, da. Și dacă ar ști, îl poate cita chiar la firma respectivă. Nu este am o problemă. Nu neapărat la domiciliu. Sigur că da. Sau poate fi făcută o citare prin publicitate. Deci, da? Sigur cum că se da. Face citarea prin publicitate? La un ziar de largă circulație, mă rog, în zonă, se face, se transmite un text. Numitul este citat Pixulescu este citat în data de la ora cutare la judecătoria Motru în proces de divorț. Și se consideră... trebuie făcut în, la un ziar din Anglia? Nu. Dar nu. Cum? Un ziar internațional? Pe internet, nu. Pe internet poate să citească orice ziar, nu? Se consideră și dacă nu-l citește și nu vine? E problema lui. Știți în cazul cum ăla, este, da? Știți cum este ca și... principiul de drept că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nimeni nu le știe pe toate, ca să ne înțelegem că sunt 5.000 de acte normative în România. Dar nu poți să invoci, așa și cu citarea prin publicitate. Iată o informație foarte interesantă de la aceeași persoană care spune că are fostul soț în Anglia și nu îl găsește. Din octombrie 2015 avem o plângere penală la parchetul Motru pentru neplata pensiei alimentare și nu am primit niciun răspuns. Asta deja e chiar ciudat. Adică nu înțeleg cum... Să revină acum. Din 2015 octombrie au trecut 2 ani. Adică ar trebui să existe un dosar pe rol sau o cercetare penală, nu? Ar trebui da, să existe. Da, ar trebui să revină, doamna. Să revină, să meargă la parchet și să, dacă are să numărul solicite... de plângere, dacă are numărul de plângere, poate să facă fie o cerere, dar asta e mai bine, o cerere în care să spună, domnule, solicit să îmi fie comunicat care este stadiul cercetărilor în dosarul penal numărul cutare care îl privește pe Xulescu. Și atunci trebuie să primiți un răspuns. Dacă nu-l primiți, atunci... mergeți în audiență, mergeți, adică la trebuie. La conducerea parchetului. Sigur că da, da, sigur că da. Cine știe? Sunt foarte multe dosare. S-o fi pierdut dosarul, s-o fi rătăcit. Mai avem 2 minute din emisiune și, da, și ar fi bine să concluzionăm. Cererile accesorii divorțului, așa cum spuneați, chiar dacă părinții sunt foarte ocupați cu bunurile și cu alte griji și uită să le facă, trebuie să le facă instanța și să le soluționeze din oficiu. Într-un divorț, instanța este obligată să se pronunțe asupra acestor cereri în ceea ce privește copilul. Deci copilul nu poate să rămână. Chiar dacă părțile nu o cer, instanța trebuie să facă. Chiar dacă niciunul nu cere copilul, da, pentru că iar trebuie să stabilească instanța unde rămâne. Iar e o chestiune clară, despre partajarea bunurilor se poate vorbi după ce divorțul este pronunțat și este definitiv. Adică nu există să te gândești să împarți bunurile până nu ești divorțat. În schimb, există posibilitatea, chiar în timpul căsătoriei, mi-amintesc, dacă unul dintre părinți este violent față de familie, să poată fi îndepărtat din locuință? Da, dar nu pentru mult timp. Este vorba de ordinul de protecție. Așa, cum dar, e? Ăla, da, deci poate fi scos din locuință agresorul, da. Dar până când se soluționează divorțul sau... Corect, da. De obicei, astea se dau pentru maxim 6 luni, dar pot fi prelungite cu încă 6 luni până când dar se... Dar sunt 6 luni esențiale? Că da, poate până să... când se îndepărtează starea de pericol. Tocmai. Deci, vorbim de starea de pericol. Aia da, dar nu este o îndepărtare nu e o soluție definitivă, dar nu. E foarte importantă. E foarte bună. Și... E foarte bună și foarte puțin știu despre ea. Da, noi o să tot o să le spunem. O să le spunem telespectatorilor despre aceste informații foarte importante pentru siguranța fiecăruia dintre noi. Din păcate suntem la final, dar promiteți să mai veniți la ENSA TV să mai discutăm despre problemele pe care ne mai apărăm, le întâmpină. Tagma feminină, măcar. Nu, nu, nu. Le învățăm să fim, cum să se... Nu trebuie să fim feministe, trebuie să fim echidistante, dar să prezentăm cetățenilor legislația pentru că puțini o știu și dacă o știu, vor acționa în cunoștință de cauză.
Cu drag. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu, cu drag. Camelia Stanciu, avocat, a fost invitata mea în această seară, dragi telespectatori. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!